Bună seara! Cât de dureroasă e această înfrângere în derby, primul insucces în Liga 1 în acest sezon? Da, este foarte dureroasă, ținând cont că vine în urma unui joc cu Rapid. Pentru noi, pentru suporteri, chiar este o înfrângere rușinoasă. Ce s-a întâmplat și ce se întâmplă cu echipa? Pentru că Florin Tănase spunea că nu jucați ceea ce trebuie și că ar trebui să vă întrebăm pe dumneavoastră. Da, normal, la înfrângeri tot timpul antrenorul este de vină, sunt singur vinovat. Vedem ce se va întâmpla pe viitor, dar îmi doresc mult mai multă din partea lor atitudine, dar normal, la înfrângerea antrenorului este vinovat. E o diferență între ceea ce pregătiți în antrenamente, ceea ce fac jucătorii acolo și ceea ce se întâmplă pe teren? Nu, eu v-am zis, sigur, vinovat, eu sunt, pentru că eu răspund de rezultate și astăzi trebuie să câștigăm și n-am reușit, n-am făcut niciun joc foarte strălucit, dar vedem pe viitor ce se va întâmpla. Păi, ce se va întâmpla? Că tocmai acest lucru spunea și Florin Tănase, îi se pare că lucrurile merg în jos. Dumneavoastră, în ce direcție vi se pare că merg lucrurile? Nu, ținând cont că frângere la micul ăsta, nu ne așteptam, nu ne-am comportat cum am trebuit și v-am zis, sunt vinovat pentru jocul de astăzi. Dar devine deja îngrijorător acest început de sezon pe eliminații din Europa. Sunteți deja la 7 puncte față de CFR Cluj după doar 5 etape? Da, nu e un început bun. Am crezut că după meciul cu Craiova ne-am revenit asupra jocului. O să analizăm și să vedem ce avem de făcut. În aceste condiții, credeți că patronul mai are răbdare? Pentru că știm că dânsul ia așa tot timpul deciziile foarte... Nu știu, domnul Becali este patronul echipei, dânsul ia deciziile. Ați apucat să vorbiți cu dumneavoastră după meci? Am înțeles că a fost o ședință? Nu, eu n-am apucat să vorbesc cu dânsul, nu. Nu știu nimic de o ședință. Cu mine, nu. Mi se pare totuși că lucrurile se repetă? Se împlinesc 6 ani de când FCSB n-a mai câștigat titlul. Sunt 4 ani la rând. Lăsăm să termin ideea, vă rog frumos. Okay. Sunt 4 ani la rând când FCSB n-a intrat în grupele cupelor europene, iar acum lucrurile pare că se îndreaptă spre aceeași linie. Dumneavoastră sunteți doar din vară acum. Dar scenariul pare același. E un început de campionat. Anul trecut noi am dominat tot campionatul, numai în play-off n-am reușit să câștigăm. V-am mai zis, e început de campionat, vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău și o să analizăm. Ați tras linie până acum, după toate aceste nereușite, ce ar trebui schimbat, ce trebuie să mai lucrați? Nu, v-am zis, mai punct de unde vedere, am cei mai buni jucători. Înseamnă că e ceva ce nu a mers astăzi. Ați spus mai devreme că sunteți principalul vinovat. Ce vă reproșați, concret? Păi, îmi reproșez în primul rând rezultatele de până acum și chiar jocul echipei din seara asta, că nu arată cum și-au dorit suporterii, cum mi-am dorit și eu și sperăm pe viitor să reglăm lucrurile acestea. Dar ce soluții sunt pe viitor? V-am mai zis, vedem. Mulțumesc! De ce?